Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Pești. Acum să vedem pentru nativii din Zodia Pești sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți în viața voastră un nativ din Zodia Pești și vreți să știți ce se întâmplă cu această persoană în luna august. Hai să vedem pe partea de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Wow, avem niște cărți foarte frumoase aici pentru pești. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Regele de Monede, o carte care ne vorbește despre generozitate și despre fericire supremă, despre foarte multă stabilitate în relațiile emoționale și despre o relație construită pe baza unor principii de viață foarte similare. Aici, pentru toți peștii, fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație de lungă durată, ar fi indicat în luna august să încercați să petreceți cât mai mult timp în natură. Pentru că în felul acesta o să vă eliberați de energii negative și o să puteți să aduceți în acest aspect al vieții voastre, în aspectul sentimental, de dragoste și de relații, cea mai bună versiune a ființei voastre. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil aici într-un concediu, într-o excursie, la plajă, la mare, la munte, indiferent unde vă place să vă petreceți timpul liber în natură, s-ar putea ca în aceste activități să întâlniți o persoană mai matură, mai echilibrată, o persoană cu foarte multă stabilitate financiară, dar și cu foarte multă stabilitate emoțională, care s-ar putea să înfiripați o frumoasă poveste de dragoste. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, e important să vă aduceți aminte în luna august să fiți generoși cu partenerul sau partenera voastră. Și aici generozitatea poate să se exprime în diverse feluri. Generozitate cu timpul vostru, cât timp dedicați carierei, cât timp dedicați partenerului de viață. Generoși cu atenția voastră atunci când petreceți timp alături de partenerul sau partenera voastră. Sunteți complet atenți la ceea ce vă spun aceștia? Sunteți complet atenți la persoana lor sau vă petreceți timpul pe telefon, cu nasul în telefon, dar la 2 metri de partenerul sau partenera de viață? Generoși cu toate aspectele ființei voastre. Hai să clarificăm aici, pentru partea de dragoste, această carte atât de frumoasă, cum pot peștii să beneficieze la maxim de această energie în luna august. Hai să vedem. Foarte interesant că Regele de Monede a fost aici clarificat de Regele de Monede. Dar hai să o luăm pe rând. În primul rând, împărăteasa. Împărăteasa simbolizează planeta Venus, planeta iubirii, a lucrurilor frumoase, a lucrurilor care ne dau confort și plăcere. E clar că pești aici, pe partea de dragoste, în luna august, o să aibă parte de niște clipe foarte, foarte, foarte frumoase. Mare atenție pentru acei nativi din Zodia Pești, care se încadrează în categoria de vârstă adecvată. Dacă vă doriți să aveți un copil, profitați de luna august, fiindcă o să aveți o fertilitate mai crescută decât de obicei. Dar dacă nu vă doriți să rămâneți însărcinată, asigurați-vă că luați toate măsurile de precauție necesare. Pentru toți restul nativilor din Zodia Pești, pentru care nu se aplică această interpretare, împărăteasa ne vorbește despre clipe de răsfăț alături de partenerul de viață sau de un posibil partener sau parteneră. Treiul de monede a apărut aici ca să vă readuc aminte că relațiile perfecte nu se întâmplă așa din senin, din întâmplare. Trebuie să munciți asupra lor zi de zi. Și în același timp, această carte vă aduce aminte că voi și partenerul sau partenera voastră de viață sunteți pe picior de egalitate, sunteți parte din aceeași echipă și trebuie tot timpul să luptați împreună, nu împotriva celuilalt.
Iar regele de monede vine încă o dată și ne confirmă că aici aveți foarte mult potențial de relații stabile, de relații fericite, împlinite, de o relație fără griji, o relație foarte frumoasă, fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja împreună cu cineva. Potențialul există aici, dar trebuie și voi să luați aminte la treiul de monede și să faceți ceva activ, proactiv în această direcție. În privința sănătății, peștii au în luna august o carte foarte frumoasă, 4 de bâte, care ne vorbește despre fundații solide, stabile și motiv de bucurie, motiv de sărbătoare. Ar fi recomandat pentru pești să vă luați un concediu în luna august, dacă nu puteți o săptămână, două măcar, în weekenduri să vă asigurați că vă bucurați la maxim de această perioadă, că vă încărcați bateriile și că celebrați, sărbătoriți aceste momente frumoase, pentru că nu știm exact ce o să ne rezerve toamna, așa că folosiți-vă la maxim de această perioadă în care încă puteți să socializați, încă puteți să călătoriți, încă puteți să aveți un concediu ca la carte. Hai să clarificăm acest 4 de bâte pentru situația de sănătate din viața peștilor. Ok, aici văd un mesaj foarte interesant pentru o categorie foarte mică dintre pești. Pentru acei pești care deja de ceva vreme sunt foarte stricți cu dieta lor, cu rutina lor, cu stilul lor de viață și care au cam obosit de toată această strictețe, aici văd că în luna august puteți să o lăsați puțin mai moale, puteți să vă permiteți anumite luxuri, anumite extravaganțe, să spunem, în stilul vostru de viață, dar nu exagerați. Regina de monede nu este o regină care exagerează. Pentru peștii care au copii mici sau adolescenți, aici e posibil în luna august ca aceștia să vă dea puține bătăi de cap, să fie mai lipicioși, să aibă nevoie de mai multă atenție de la mama, de la tata, să ceară puțin mai mult de la voi și acest lucru peste toată atenția care trebuie să o depuneți la locul de muncă, peste toate celelalte obligații din viața voastră, cumva vă încarcă puțin suplimentar. Partea bună e că nu e nimic grav aici. Regina de săbi și regina de monede, în esență, nu sunt niște regine nasoale. Regina de săbi ne vorbește despre lucruri calculate, despre lucruri care se pot măsura. Adică aici starea voastră de sănătate se poate măsura, se poate calcula în cifre, în procente. Puteți să vă faceți niște analize, puteți să vedeți de la o lună la alta, de la un sezon la altul, de la un an la altul, cum evoluează starea voastră de sănătate. Și văd că aici ați avut în trecut un plan și acum sunteți foarte aproape de final, de aceea și patru acesta de bâte, această sărbătoare. Sunteți foarte aproape de a obține ceea ce vă doriți în sănătatea voastră, doar că intervine aici regina de monede, care e un pic mai permisivă, care își dorește să mănânce un pic mai mult, să bea un pic mai mult, să facă niște excese. Nu zic să fiți foarte stricți cu voi înșivă, dar în același timp aveți grijă aici cât vă permiteți să săriți calul, da? E ok să vă mai permiteți din când în când niște lucruri care vă fac plăcere, dar nu exagerați cu ele. Per total o să fie o lună frumoasă și pe partea de sănătate. În schimb, cea mai frumoasă carte pentru pești vine aici în cariera voastră, unde avem soarele combinat cu 9 de bâte. Orice vă doriți aici în carieră poate să iasă exact așa cum vă doriți voi. Plus că soarele aici o să arunce un spotlight, o lumină de reflector peste acele lucruri care erau neclare în viața voastră și o să vi se clarifice foarte multe lucruri în luna august. Hai să clarificăm și noi la rândul nostru această carte, această energie pe partea de bani, carieră, situație financiară pentru pești și cum puteți să profitați la maxim de această carte în privința banilor și a carierei voastre în luna august. Wow!
aici vi se dă o a doua șansă să confruntați pe cineva care v-a mințit, care v-a furat, care a spus niște neadevăruri legate de voi și care v-au impactat în cariera voastră și să faceți alte alegeri, să duceți conversația, să duceți energia într-o cu totul și cu totul altă direcție. Aici o parte dintre pești o să aibă niște discuții foarte reci, foarte calculate, foarte necesare pentru voi, cu cineva cu care erați certat în afaceri, în carieră, și o să vă împăcați cu această persoană. Pentru o altă parte dintre pești, e posibil ca aici judecata și cu șaptele de săbii să vă arate exact cine erau prietenii voștri falși, cine erau oamenii care aparent erau de partea voastră, dar vă băgau bețe în roate, și odată ce identificați aceste persoane toxice din viața voastră, să vă eliberați complet de această energie și în felul acesta să beneficiați de promisiunea acestei arcane majore de a obține ceea ce vă doriți în carieră. În orice fel o să se manifeste această energie pentru voi, este clar că în luna august o să identificați blocajele în cariera voastră, blocajele în banii voștri, și dacă faceți alegerile corecte, Universul vă mai dă aici o șansă să îndreptați lucrurile, să schimbați traiectoria și să obțineți ceea ce vă doreați. Dar alegerea este în mâinile voastre. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card Puterea Gândului, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol, o mantră care să vă ajute în luna august să vă ghideze în această lună. Și avem aici o carte care a vrut să sară. Mesajul pentru pești pentru luna august este următorul. Iubesc viața. Să trăiesc din plin și liberă este dreptul meu din naștere. Ofer vieții exact ce îmi doresc ca viața să-mi ofere mie. Sunt bucuroasă că trăiesc. Iubesc viața. Un mesaj foarte frumos, foarte pozitiv pentru pești. Da, o să aveți niște mici hopuri de trecut în această lună, dar per total cărțile sunt foarte pozitive. Sper că o să reușiți să profitați la maxim de această energie. Dacă aveți nevoie de ghidare suplimentară, nu uitați de etalările Fulger pe care le fac în fiecare zi. Sunt niște etalări foarte scurte, 1-2 minute. Nu vreau să vă rețin ore întregi în fiecare zi. Vă dau exact informațiile de care aveți nevoie pentru ziua respectivă, astfel încât să vă puteți planifica ziua următoare pentru succes. De asemenea, vă recomand să mergeți pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru voi. Nu vreau să stric surpriza, așa că o să vă las pe voi să descoperiți care sunt aceste etalări suplimentare de care vă puteți folosi atunci când aveți nevoie urgentă de un răspuns. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!